Bună ziua, dragii mei! Vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracle Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de luni, 28 septembrie 2020, și vom extrage 3 cărți din setul ceștii de ceai. Veți vedea dacă rezonați cu aceste mesaje și cum veți putea aranja anumite situații prin care treceți pe parcursul zilei de azi, cu ajutorul acestor recomandări. Firește, dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. Puteți să extrageți doar recomandările care se aplică vouă, care rezonați cu ele și care simțiți că sunteți în aceeași situație cu acele recomandări. Restul lăsați-le deoparte. Și să vedem și piatra pentru ziua de luni. Aceasta este succes. Veți vedea cum se aplică succes pentru ziua de astăzi în cazul vostru, da? Fiecare după situația lui. Și să vedem și cărțile. Prima carte, reprezentând trecutul, vine cu reflecție. Cea de-a doua și prezentul ne aduce o casă sau o locuință, stabilitate, siguranță în sensul acesta. Iar viitorul ne va aduce afecțiune distantă, aceasta se referă la distanța fizică sau cea afectivă. Dar haideți să le luăm pe rând. Reflecție îți recomandă să stai tu cu tine, ca și această fată din imaginea noastră. Vedeți, ea se privește într-o oglindă micuță și își vede propria reflecție. Această carte vine cu indiciile pauză, timp petrecut singur sau singură, în care meditezi, te gândești, reflectezi. Ea este singură și se gândește, această tânără, se gândește la cine este, de unde vine și unde vrea să ajungă. Este important pentru ea să fie nemișcată și să pătrundă în interiorul sufletului ei pentru a primi anumite răspunsuri. Dacă și tu ești în situația ei, poți să meditezi, să stai cu tine într-o cameră unde nu ești deranjată, și să te gândești, să reflectezi la iubire sau la ce probleme ai și să aștepți să vezi ce-ți spune inima și sufletul, da? Ce își doresc inima și sufletul, pentru că de acolo vin răspunsurile. Și poți să-ți pui în același timp întrebările pentru ce ești pregătită să primești. Este într-adevăr inima ta pregătită pentru următorul pas? Florile și fluturele, deci vedeți multe flori pe imagine, și fluturele de pe spatele cefei fetei, deci din spatele capului pe ceafă, reprezintă noi schimbări, frumusețe interioară care vor ieși la suprafață în acest timp. Fluturașul reprezintă schimbări și transformări în viața ta. Deci s-ar putea să ai o anumită schimbare a capitolului, a încheierea unuia și începerea altuia în această perioadă. Ia o pauză și ai grijă, ia în considerare nevoile tale, sentimentele tale, simțămintele tale și tot ceea ce îți spune inima. Dacă ești singură, deci nu te afli într-o relație, poți să reflectezi la ce fel de iubire ești pregătită să primești. Și dacă într-adevăr ești vindecată de rănile trecutului, este o altă întrebare foarte importantă, pentru că dacă nu ești vindecată, va fi mai greu ca iubirea să intre în viața ta sau să se producă vreo schimbare. Până în momentul când te vindeci, când te poți elibera de acea durere, va fi greu să, de exemplu, să începi o altă relație sau să investești timp și sentimente, pentru că tu ești blocat acolo undeva în durerea ta.
Apoi avem această casă, moștenire, conac, stabilitate, deci care vine cu indiciile siguranță, securitate, tradiție, familie, viitor sau o persoană care, care reflectă această stabilitate. Desigur, casa reprezintă securitate și stabilirea unei fundații pentru viitorul tău și această carte îți spune că ești capabilă sau capabil să îți asiguri această siguranță și această securitate și siguranță te va înconjura în acest timp. Fă-ți planuri de viitor care includ casă, familie, anumite proprietăți care îți vor asigura această siguranță pentru viitorul tău și a familiei tale. Pentru unii dintre voi este și vorba despre o moștenire sau despre o proprietate, veți afla ceva. Pentru unii dintre voi este vorba despre a economisi pentru a vă cumpăra un teren cândva, foarte curând, să vă construiți o căsuță. Deci în zona asta se învârte această carte, energia cărții. Fiecare veți ști cum rezonați și cum vi se aplică aceste mesaje, dar ceva este vorba despre fie îți dorești, bineînțeles, fiecare ne dorim, dar ești în postura în care ai deja această casă, siguranță, sau îți dorești să o ai. Această reflecție poate să fie în legătură și în foarte mare conexie cu această casă, pentru că te gândești dacă ești într-o relație, ce stabilitate, ce viitor ai tu cu privire la viitorul tău din acest punct de vedere. Ce poate să-ți ofere acea persoană lângă care ești? Sau, dacă ești singură, cum pot să-mi asigur securitatea, stabilitatea, siguranța pentru viitorul meu și pentru familia mea, da, pentru viitor. Deci fie vă doriți această stabilitate, fie o aveți deja. Apoi urmează această afecțiune care, după cum vedem în această imagine, este mai distantă între ei doi. Și aceasta iară se poate interpreta ca fiind la distanță, deci să fie această distanță din punct de vedere fizic sau din punct de vedere afectiv. Această carte vine cu distanță, cu separare, cu o relație. O relație poate în afara relației sau este vorba despre relația voastră care se separă. În sensul că nu înseamnă neapărat despărțire, dar vă separați pentru că unul merge, de exemplu, cu serviciul în altă parte și, desigur, intervine separarea. Sau este o separare afectivă. Această fată, vedeți că stă cu spatele la el, parcă nu mai este interesată de vorbele lui, ar vrea să audă sau să vadă fapte. S-ar putea să nici nu mai îi pese, să fie... vrea să fie liberă, să se liniștească, să se vindece. El încearcă să o convingă de ceva. Această depărtare sau poziționarea corpului ei ne spune că între ei există o deconectare. Faptul că ea este toată îmbrăcată în roz și are pe cap o floare mare roză ne spune că cel puțin din partea unuia dintre voi a existat o afecțiune și o iubire foarte mare. Dacă este în această distanțare în plan fizic, vă puteți rezolva problemele și vă puteți ajunge la o înțelegere încât să reparați. Dar dacă este o distanțare în plan afectiv, va fi mai greu. Trebuie să reflectezi exact ceea ce îți spune și prima carte, să vezi ce își dorește inima ta și sufletul tău, ce viitor ai lângă acest tânăr,
îți poate oferi stabilitatea care ți-o dorești din cea de-a doua carte, acea siguranță de, pentru viitor, sau mai bine fără el. Fiecare va ști cum rezonează cu aceste mesaje. Important este să îți oferi acel spațiu în care poți să te vindeci și să-ți limpezești sufletul, mintea, da? Și să iei o decizie care este cea mai bună pentru tine în cazul de față. Nimeni nu-și dorește deconectare și să ajungă într-o stare de anxietate pentru că nu este bună, ea produce o energie negativă. Ai nevoie de vindecare și de curățarea inimii și a gândurilor pentru ca să faci loc unei energii noi, proaspete și să lași din nou iubirea să vină la tine când este momentul potrivit. Acestea au fost, dragii mei, recomandările pentru luni, 28 septembrie 2020. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, pentru interes, pentru comentarii. Mulțumesc mult noilor abonați. Nu uitați că sunteți minunați, sunteți puternici. Puteți să vă realizați tot ce vă doriți, tot ce vă puneți în plan. Voi știți ce este mai bine pentru voi, da? Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Fiți mai blânzi unii cu ceilalți. Iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!